Cer scuze, suntem ne antrenăm pentru ziua de 25, eu și Cheluțu. Exact. Amândoi avem același stil, mi-am dat seama de că desfacem punctajul, strică punctajul. Desfacem cadourile în fix în același fel, adică nu se mai poate recupera nimic. Nu, tati, nu. E, lasă, lasă. Bun. Am observat că arată foarte bine Cheluțu din spate de când cu operația. Are și două vârtejuri. Bă, mă gândesc foarte, foarte sigur la treaba asta. Nu știu niciodată. Las, fă ce vrei. Dragii mei, pentru jocul următor avem nevoie de mai multe lucruri. În primul rând avem nevoie de cadouri, doi de îndemânare și trei de un telespectator care poate să câștige ceva grozav, și anume un sterilizator cu raze UV de la aloshop.tv. Iuliana e cu noi pe fir. Bună dimineața! Neața. Săruna, Iuliana, jocul de astăzi este foarte simplu. Cadoul este ăsta, îl poți câștiga dacă ne spui cine crezi că adună mai multe puncte în cadrul jocului, Dorian sau Ramona, omul care are câine și pisici sau pisicoasa Ramona. Adică Dorian. Mamă, îți mulțumesc din suflet, dar am o responsabilitate uriașă pe umeri acum. Doamne, dacă, doamne, da, care noroc și dă Ramona. Doamne, ce prăpăstios e Dorian. Deci, alte vedete care vin la emisiune zic: wow, ce tare, pot câștiga pentru o telespectatoare ceva? Ia stați să vedeți. Dorian: ah, nu puneți asta pe mine. Nu, mă, eu sunt optimist, eu sunt pozitiv, dar îmi doresc acum și mai mult și mie să nu fac hâți. Jocul e foarte simplu. Am pus diverse punctaje pe jos. Trebuie să vă folosiți de 4 cadouri, fiecare de 4 separate? Cadouri separate. Și după ce arunc cu el în plasă și cade pe jos, mai am voie să-l ridic? Nu, decât eu și Cheluțu ne putem juca cu el. Am voie să stau în spatele plasei? Ai voie să mergi unde vrei, dar trebuie neapărat măcar o dată să lovească cadoul plasa și apoi să cadă pe punctaj. Va începe Dorian, iar eu cu Cheluțu vom fi... Și cum e? E pe timp ceva sau doar mă duc și dau acum? Da, când vrei. Stai. 4, fii atent. 4 cadouri, fii atent. Joacă una, pe asta, joacă pe asta. Ia să vedem. Păi nu e în aria lui 500? Nu chiar. Niciodată. Suntem aproape, Ramona. Dar și dacă l-aduce Cheluțul la 500? Da, asta. Hai să vedem unde l-aduce. Tati, aici. Cheluțul, aici, aici, tati. Hai, vine aici. Hai, vine aici. Aici. Nu. Nu. Nu, 75. Nu, 75. Nu, 75. Hai, că mai 200. 200. L-a așezat pe 200. Da, avem 200 de puncte. Dorian și Cheluțul. Deci 200. Ramona, te poți apropia cât vrei. Stai. Pune-i bloc. Da, te-am dat bloc. Ia să vedem. Așa. Cum ești pe 500? Hai, tati, nu ajut așa. Dai seama că trebuie să iau punctajul cel mai mare, dar după aceea... Hai, nu, șoșoi, șoșoi! Hop! Hai, zero, din păcate! Din păcate! Și nu stă pe gânduri, Cheluțu, duce! Direct la 500! A căzut un pic pe 500. A atins, dar nu a punctat. Nu se pune ce... Merge mai departe, Ramona. Dar în continuare, 200 la 0, da? Da, ai 200 de puncte. 200 la 0. Eu sunt. Din partea asta, fizică, hai. Să știi. Nu, tati, nu e voie, nu. Așa. S-au deplasat semnele. Tot vorbeam de detentă cu Sebastian Coțofan. Azi spunea că n-are detentă, Cheluțu. Zic, da, da? O, 500! 500! N-avem ce să comentăm, Cheluțu, știu, ești supărat, dar e 500 toată ziua. Hai să vedem. Runda 3-a din 4, da? 500 la 200. Ah, Ramona, runda 3-a din 4. Ține Cheluțu, că mă apucă de 5. E un vacarm aici. Hai să vedem ce alege Dorian. I-a plăcut ăsta cu care a dat Ramona. Mă rog. O să dau din nou? O să dai, dai. Ce cu ăsta a dat Ramona? Da, eu, cu ăsta a reușit 500. De ce l-ai aruncat, măi? Ce adică, cum, mă, ce, mă, eu mă iau pe norocul tău? Din potrivă, îl iau pe ăsta care a fost ghinionist odată și spun... Fii atent. Fii atent, dacă e să cad aici, da? Am 7... am 700, da? Da, ai 700. Dacă să nu cad acolo. Ultima rundă, Ramona, concentrată. 500 la 200. Aha. Hai că a căzut pe căprioară. Ireal. M-a transpirat câinele ăsta. Păi e runda 4. Și Ramona? Ai, prea pe mijloc, chiar pe la mare. Încă una de încă una. Bonus. Uite, îl iau eu pe ăsta cu ghinion alea, da? Da, nu, norocul. Hai să vedem. Da, zici că e casă de nebuni. Și s-a făcut o strategie. Oh! Foarte aproape. Oare să mai dau? Păi și nu dăm premiu, mă? Băi, dacă dai și tu 100 de like-uri de la tine la emisiune... Dragii mei, am dat premiul. Premiul ajunge la telespectatoarea noastră. El că mi-a făcut brațe. Am făcut brațe cu câinele ăsta. Ți-am zis că e puternic.
Mulțumim celor care se înscriu pe pagina asta de Facebook. Vă reamintesc, Chenuțu are propria lui melodie, îl puteți susține și așa a trecut săracul prin atâtea. Am o singură problemă cu banii pe care îi face Chenuțu. Eu am pisică și n-a făcut niciun leu până astăzi. Așa că, Gălușcă, dacă ai televizorul aprins, ți l-a lăsat maică-ta aprins. Asta spun. Îți mai dau o lună, dacă nu începi să faci bani, bagaje, tată. Păi nu, dar uite, tocmai asta vreau să spun și eu. Și eu am două pisici care, la fel, ca a ta, nimic. Zero bani. Consumă, se simt bine, trăiesc. Ideea e felul următor. Poți să o separi de cățeluș, știi? O cameră cu o cameră și aia e. Pa, Gălușcă! Răzvan? Mă simt ciudat. Adică acum 10 minute Ristei își cerea scuze pisicilor de acasă că a luat pe altcineva în brațe. Ăsta își cere scuze și spune că dacă i-a lăsat maică-sa televizorul aprins. Ok. Foarte complicat. E și asta o metodă de a te obișnui. Uite, de exemplu, cu a avea un...